înainte să fie acest calvar cum l-ai catalogat tu, întotdeauna este și bine, este și frumos. Tu vorbeai de o preschimbare, de un proces, de un om pe care l-a luat într-un fel și ca printr-o magie ai încercat să-l transformi în altceva. Și l-am transformat în ceva minunat. Cel mai tânăr antrenor care a jucat în istorie, care a jucat finala de Champions League Asia. Era ceva minunat. Înainte de asta, trebuie să mergem la început, când a fost bine. Că a fost și bine. Da. O țară întreagă aveau să facă cunoștință cu voi. Lumea trebuie să înțeleagă că povestea voastră de iubire a fost în două etape. Da. Nu într-una. Așa este. A fost două reprezentări. Când a venit în România, din Germania, locuia în Germania. Tu te întorci din America? Da, m-am întors din America. Intri în televiziune? Da, la Romantica pe vremea aia. Apărusem într-o revistă. El fusese în România și într-o vacanță scurtă și din aeroport și-a luat niște reviste. Și în revista aia eram eu. Și s-a făcut click-ul? Nu se terminase probabil ceva. Era un cerc care trebuia închis, cum ai spus tu, că viața e formată din cercuri. Și ce a urmat a fost minunat, dar tot planificat de mine. El era un bărbat liber atunci? Încă nu era divorțat, dar nu mai avea nicio legătură cu soția. Așa mi-a spus prima dată. El a depus divorțul la 5 zile. După ce ne-am reîntâlnit. Prima reîntâlnire după 13 ani. Când v-ați văzut? Superb. Unde erați? La Düsseldorf. Eu am plecat după emisiune imediat. El avea antrenament. A venit un prieten să mă ia de la aeroport pentru că el nu se încadra în timp. Am stat la o cafea cu prietenul lui să-l așteptăm. Și a apărut în piața acolo la dom. Ceva de vis. Avea ochii bleu și părul blond, creț. Și era micuț de înălțime, dar foarte bine proporționat. Cu un pulover așa foarte strâmt pe el. Era așa și venea repede, 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 că știa că a întârziat și soarele bătea așa într-un fel frumos, îl vedeam ca pe un înger. Ce ți-a spus? Nu știu că a fost așa o chestie de parcă niciodată nu ne-am despărțit. Ei, am întârziat, am avut antrenament, ne-a ținut mai mult, am înnebunit că n-am intrat repede la duș, că uite așa, așa. Era ca și cum ne-am văzut acum 10 minute. Și ați hotărât să trăiți împreună? Poate și asta e o problemă, că eu mi-am ales întotdeauna bărbații. N-am permis nimănui să mă aleagă. Eu le-am cerut și pe primul soț în căsătorie și pe al doilea. Și le-am dat 24 de ore să-mi dea răspuns.
Și în alea 5 minute cât am pledat, fiind avocat de meserie, ca și tatăl meu, am spus ce vreau. Te încadrezi în șablonul ăsta? Poți să faci asta? Ai 24 de ore să te gândești. Și lui Laurențiu ce i-ai spus? La fel. Vreau un băiat. Vreau un băiat acum, după care eu vezi cine sunt, tu trebuie să crești. Era în Liga a doua atunci și nu mai putea să joace fotbal la nivel mare. I-am zis, trebuie să oprim asta, de aici încolo îți voi construi cărămidă cu cărămidă cea mai frumoasă și solidă carieră pe care cineva a putut să aibă în România. Dar vreau să mă asculți, vreau să înveți să vorbești, vreau să înveți să taci. E mai important să înveți să taci. Eu de azi înainte voi fi scutul tău. De ce? Pentru că tuturor le e frică de mine și nimeni nu are cu nimic la mână, nimeni nu are cum să mă dea la o parte. Și asta am făcut. Am fost scutul montat pe Laurențiu Reghecamp și am fiecare secundă din viața mea am dedicat-o familiei mele și lui Laurențiu Reghecamp. N-a mai existat absolut nimic pe pământ decât cariera lui, pentru că el era capul familiei noastre, eu fiind gâtul. Dacă mie mi se întâmpla ceva și gâtul se înțepenea, capul nu se mai mișca. Ana, nu lasă loc greșelii. Iar oamenii, Ana, greșesc. Da. Dar greșeala o accept și o repar întotdeauna. Premeditarea lucrului rău este de neiertat vreodată. A face rău unui om care ți-a făcut numai bine și ți-a dat practic viață e de neiertat. Uman. Ierți. Am învățat și să iert în ani. L-am iertat de foarte multă vreme. Și eu și copiii. Dar uite, vezi, nu putem uita. N-ai cum. Uiți, eu cred că numai atunci când mori, uiți. Că nu suntem computere să dăm erase la lucrurile care nu ne mai interesează. Ți-a spus vreodată că nu a mai putut? Eu reproșesc că nu s-a odihnit, ca să poată să țină ritmul în continuare. Că nimeni nu dansează non-stop. Ne mai oprim, mai stăm la masă și vorbim. Faptul că oamenii... Am ajuns la concluzia în aproape 50 de ani că oamenii care nu vin din același mediu social, oamenii care n-au același nivel de cultură, nu reușesc. Pe termen lung nu reușesc. Eu veneam dintr-o familie mare, într-o familie, uite cum suntem astăzi, sub un reflector. El venea dintr-o familie mică, necunoscută, plină de datorii, cu greutățile vieții care au apăsat foarte tare, fără școală. S-a simțit inferior ție? Ai simțit asta? Da. Ți-a spus? Da. Îmi spunea că sunt îngerul vieții lui. Și eu nu știu dacă am greșit. Niciodată n-am vrut. Eu întotdeauna, dacă vă uitați în ani, eu întotdeauna spuneam, el este matrița bărbatului perfect. El este Dumnezeul nostru. El este soarele familiei noastre. Dar ai mințit când ai spus asta, Ana? Nu. Pentru că încercam, era proiecția mea a ceea ce îmi doream să am lângă mine, un bărbat puternic, mare. Spuneam, când intru eu cu soțul meu, undeva se face liniște. Se făcea liniște că intra Ana Maria Prodan. Și fără falsă modestie o spun. Te uiți astăzi, după o viață, practic, petrecută împreună, eu intru undeva, se face liniște. Eu cresc, eu mă reinventez, cum ai spus, ca și renasc din propria cenușă. Intră undeva Laurențiu astăzi, când vreodată cineva îndrăznea să ridice ochii la el și să-i spună un cuvânt rău. Astăzi când intră undeva, lumea râde.
că așa sunt oamenii. Numărul 1, Laurențiu Reghe Kampf. Când vii și intri cu amantă, iubită, whatever, ce-ți alegi tu în viața asta undeva, trebuie să facă liniște, nu să-și dea coate oamenii să râdă. Și nu să primească copilul tău poze din cluburi de noapte cu amanta. Și nu să apară artiști și diferiți bărbați din România să povestească nenorociri. Că atunci ai pierdut demnitatea de bărbat și nu mai ai. Nu mai ai cum să stai drept. Eu n-am crezut niciodată, știam ce metehne are, știam toate lucrurile astea, dar știam că este un om minunat înăuntru, un om care... Cum adică știi ce metehne are? Știam că doar trăiam lângă el. Cum adică? Când stai 16 ani, 17 ani cu cineva în casă, știi și când respiră și ce greșeli faci. Fiecare greșeală, fiecare cădere a lui, fiecare vulnerabilitate. Și le reparam eu. Cum le reparai? Îl luam, îl puneam lângă mine, vorbeam. Veneau copiii, vorbeau cu el. Nu e bine, tata, ce faci? Tata vei ajunge rău. Tata vei ajunge să râdă toată România de tine. De fapt, până la această ruptură, voi ați mai reparat anumite lucruri? Noi reparam în continuu, și eu și copiii. Din acest motiv tu ai spus că ai acceptat greșeala până acum. Și ai tot acceptat greșeala. Am acceptat, dar știi când greșeala se transformă în trădare și în răutate și, repet, în...
cu alții.